a stat cât se poate de senin în fața unei vieți în care legea pentru el a fost primordială. Și de aceea acum, după atâția ani în care n-a performat deloc politic, pentru că regele nu are pârghii politice în mână, vine un coleg de-al dumneavoastră de la faimosul ziar The New York Times și în loc să se ducă la premier sau la președinte sau la șefii parlamentului, se duce la regele bătrân și înțelept și ia un interviu. Oare de ce cel mai influent ziar al lumii se duce la Palatul Elisabeta ca să pună întrebări și nu se duce la locurile unde vibrează puterea politică? Oare a greșit adresa sau poate ziarul New York Times și superprofesioniștii lui se amăgesc cu idealisme care nu folosesc la nimic? Idealism este cuvântul folosit, domnule Chirac. Spuneți-mi, așa vi se pare prezența și discurs?